venit spectaculos, doamnelor și domnilor, și vorbim despre candidații amenințați cu dosare și cu închisoare. Reziști, îl duc de nou pe Piedone în fața procurorilor, iar Piedone nu se lasă și intră în scandal cu Reziști. Îi demască în această seară. Vorbim, evident, și despre divorțul Șoșocarilor, înregistrări cu telefonul, actele divorțului, cele mai grele acuzații. Și un subiect cu adevărat greu, doamnelor și domnilor, vorbim despre turbocancerele care fac ravagii. Doi medici celebri intervin în această seară la Punctul Culminant. Ce declanșează aceste turbocancere, mai ales la tineri, și de ce nu reacționează boala la tratament? Acestea fiind spuse, îl salut și pe medicul Tudor Ciuhodaru, care s-a alăturat discuției noastre. Bună seara, domnul doctor! Și bună seara, domnul Stacu, bună seara tuturor! Și pe avocatul Adrian Cuculis, bună seara și dumneavoastră, domnule avocat, și mulțumesc că sunteți împreună. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, vă salut pe toți! Și trecem la treabă, breaking news! Ipoteză șocantă lansată de o somitate în lumea medicală. William Makis, oncolog canadian prestigios, spune că există o mare posibilitate ca prințesa de Wales să aibă un turbocancer cauzat chiar de vaccinurile ARN COVID-19 pe care le-a primit în 2021. Haideți să-l ascultăm. I've never seen... Nu am văzut niciodată așa ceva, cancere de sân în stadiu 4 prezente la femei de 20 de ani. Niciodată n-am văzut cancere de colon în stadiu 4 la femei și bărbații la 20-30 de ani. Aceste turbocancere apar în special la oamenii care au făcut vaccinul Moderna sau Pfizer. Pare că o singură doză de vaccin e suficientă dacă ai ghinion. Dar, desigur, cu cât faci mai multe doze, cu atât riscul crește mai tare și aceste cancere apar direct în stadiu 4. Sunt întotdeauna descoperite foarte târziu, se dezvoltă foarte rapid și îi surprind pe oncologi. Aceste cancere sunt foarte rezistente la tratamentele convenționale. Sunt rezistente la chimioterapie, la radioterapie. Oncologii nu știu ce să facă. Tratamentele standard nu dau rezultate și pacienții mor în câteva luni. Aceste cancere ucid în câteva săptămâni, luni. Dacă ai noroc, reziști un an. Domnul doctor Ciuhodaru, în primul rând, plecând la premisa că în buletinul medical și în comunicatul de presă al Casei Regale nu e anunțat tipul de cancer de care suferă ducesa de Wales. Dar, chiar și așa, e de luat în calcul ipoteza pe care o lansează acest, înțeleg, reputat medic-oncolog? Domnul Ciuhodaru, orice ipoteză este de luat în seamă, mai ales că vorbim despre o astfel de problemă. Dar, pe de altă parte, datele legate de cazul în sine sunt extrem de reduse. Știm doar că a suferit o intervenție chirurgicală pentru o afecțiune care nu se preconiza a fi de natură oncologică, după care a stat 13 zile spitalizate și a făcut chimioterapia adjuvantă. Iar, domnul Ciutacu, dacă vorbim despre incidența cancerului la tineri, n-aș putea spune că e un lucru chiar nou sub soare. Și mă uitam pe studiile aprofundate, făcute pe statistică, pe 204 țări. În intervalul 1990-2019 a crescut incidența cancerului, atenție, înainte de pandemie, a crescut incidența cancerului cu aproape 80% la cei tineri. Așa că există o problemă din punctul meu de vedere legată, dacă vreți, și de stil de viață, de cancerul din aer, apa și din papa, care de care nu te poți feri, de apariția radiațiilor și a microplasticilor. Și mai este o ipoteză pe care aș lansa-o chiar astăzi, în seara aceasta. Este foarte bine că avem foarte mult poluant și în atmosferă și în aliment. Sunt foarte multe lucruri care sunt legate de acei aditivi alimentari, care teoretic sunt spus că sunt siguri din multe puncte de vedere, dar dozele calculate drept sigure sunt făcute individual, nu în amestec. Și oarecum ar fi, pentru că vedem cu toții că au crescut numărul cancerului la pacienți tineri, la care nu te-ai aștepta înainte, patologia aceasta oncologică la cei tineri era rarisimă și în vârstă părea să fie un factor de protecție, dar efectul cumulat, efectul de potențare al aditivilor alimentare, a ceea ce înseamnă poluarea atmosferică, nu e de neglijat din punctul meu de vedere. Și aici sunt foarte multe lucruri de făcut. Pe de altă parte, suspiciunile legate de așa ceva sunt legate clar de acea lipsă de transparență, apropo de ceea ce înseamnă studii de companiile farmaceutice. Țineți minte că am convocat la Comisia Coronavirus din Parlamentul European pe producătorii de medicamente să ne ofere toate aceste studii și am fost tratați cu refuz. Unii sunt, se pare, mai egal decât alții și transparența nu e neapărat o calitate legată de acești
producători, iar lucrurile ar trebui să fie, din acest punct de vedere, dovedite, evaluate pe mai multe cercetări făcute în acest domeniu. Realitatea crută este că, uitați-mă, eu vin din Iași, un oraș care, pe statisticile Agenției Europene de Mediu, este mai poluat decât Madridul și Parisul la un loc. Și nu ne comparăm în niciun caz ca domnul doctor. Haideți să plecăm totuși în dezbaterea, pentru că este un caz care, evident, a șocat opinia publică. În primul rând, prințesa de Wales are 42 de ani, da? Deci e, hai să spunem, în floarea vârstei, nu tânără tânierică, dar 42 de ani. În al doilea rând, înclin să cred că n-a lucrat nici în mediu toxic, n-a lucrat la siderurgie și nici nu mănâncă mici de la prăvălia din colț, adică... Cred că totuși la Casa Regală și în general pe în casele boierești pe unde a trăit doamna când era domnișoară, nu chiar mănâncă precum tot britanicul, cu micul dejun ăla, cu sau fără rugăciune. Trei la mână, mai există, dacă vreți, spre, mă bag eu de partea diavolului ca avocat, spre a nu ai desfințat, dar a combate împreună cu domnul doctor canadian. Eu bănuiesc că prințesa de Wales a făcut vaccinul cu AstraZeneca, nu cu Moderna sau cu Pfizer, cum a făcut de altfel toată Marea Britanie. Sau cam toată Marea Britanie. Da, da. Până la urmă, ăștia stai lor și la ei s-a făcut în mod masiv. Da? Și, da, oricum, ideea în sine și povestea, bun, e numele care atrage, da? Dar este un fenomen. Tinerii fac astăzi cancere pe bandă rulantă. Și exact cum spuneați dumneavoastră, discutam pe vremuri de la 60 plus încolo. Da? Ceva e stricat în toată povestea. Problema e că sunt galopante, nu sunt cancere obișnuite. De-aia și zice turbo. Și este, domnul Ciudacu, aici chiar m-am uit iar pe statistici, că tot britanicii le fac și creșterea incidenței cancerului la cei tineri, adică sub 50 de ani, pe un interval de 10 ani, este cu 22%, pe când la cei de peste 75 de ani cu doar 9%. Și spui într-adevăr probleme. Și să știți că și la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, am avut și copii de câțiva ani care au făcut forme grave de cancer. Și îți spui problema, adică, ce s-a schimbat în acest interval? Că lucrurile nu se prea leagă. Și putem vorbi, dacă vreți, de stil de viață, de obezitate, de sedentarism, de tot ceea ce înseamnă... Ce vreau să vă întreb, fenomenul ăsta s-a semnalat înainte sau după ce a început marea vaccinare de masă? Pentru că lumea tinde să... Statistica făcută de cei care au evaluat 204 țări este făcută dinainte de această pandemie. Deci, înainte de pandemie, da? Da, până în 2019, din intervalul 1990-2019, nu putem vorbi de pandemie. Dar evident că aceste fenomene inflamatorii cronice, persistente, mai ales că se relatează creșterea incidenței pe cancerele digestive. Ele sunt top of the top, ca să zic așa. Cancer apendicular, cancer de duct hepatic, cancer de pancreas, alături de cancerul de colon, de cancerul ovarian și cancerul de sân, cancerele cele mai frecvente ale femei, sunt cele care ridică semne de îngrijorare. Și chiar mă uitam la cei din străinătate, care ridicau o ipoteză a unui factor de mediu necunoscut, care interfera practic cu această creștere a numărului de cazuri de cancere grave și, într-adevăr, cu evoluție galopantă, de aceea se spune turbocancer. Sunt rezistente la formele terapeutice, evoluția este rapidă și, din păcate, prognosticul în astfel de forme este extrem de rezervat. Și aveți dreptate, din punctul dumneavoastră de vedere și al meu. Sunt convins că a beneficiat un membru al familiei regale de cele mai bune metode de diagnostic precoce, de evaluare periodică, de tratament. Chiar spunea în acel interviu că a avut o echipă medicală, gândiți-vă cum ar fi să fie acest lucru în România, și asta mi-am dorit atunci când am făcut acel plan de luptă împotriva cancerului în Parlamentul European, să poți avea acea medicină personalizată, să poți avea acces la cele mai noi tehnici de tratament, dar este o problemă reală și cred că ar trebui să fie analizată cu mare atenție, pentru că sunt astfel de semnale. Vă dați seama că de declarațiile domnului Machis sunt cu adevărat explozive, pentru că dacă într-adevăr există o corelare cu așa ceva, este un fenomen îngrijorător și îți pui problema ce ar trebui făcut de acum în corp. În afară de a te duce la popă sau la avocat, dat fiindcă în seara asta n-am niciun popă, mă duc la avocat. Domnul Cuculis, înțeleg că și în lumea dumneavoastră se manifestă, hai să spunem, o afluență de clienți pentru cabinetul dumneavoastră de avocatură, care corelează sau cel puțin acționează în instanță statul ca urmare a corelării în mintea lor sau, de ce nu, chiar cu dovezi, a
unor afecțiuni de tip canceros sau de alt tip, generate, bănuiesc, susțin ei, de interacțiunea cu vaccinul anticovid. Da, domnule Cezar, haideți să vreau și eu un pic din ce spunea domnul Ciuhodar. Ce ne-a oferit domnul Câțu? Păi ne-a oferit această incertitudine odată cu vaccinarea, despre care nu am știut mare lucru. Am început să aflăm despre lucrurile pe care le produce vaccinarea imediat după ce a început, evident, campania de vaccinare. Că unii nu se simțeau bine, că alții se simțeau foarte bine și s-au simțit super protejați din punctul ăsta de vedere și că puteau să plece oriunde și au avut o libertate pe toate planurile. Mai mult decât atât, ca să continui în aceeași notă, haideți să ne gândim un pic. Dacă există totuși această corelare între ce ne povestește medicul respectiv și incidența, bineînțeles, a cancerilor, indiferent de natura lor. Deci trebuie să avem în vedere și lucrul acesta. Întorcându-ne mai pe tărâmurile noastre de aici din România, chiar am trimis colegului dumneavoastră documentele care atestă faptul că un pacient, și de ce mă refer la acest pacient? Pentru că dosarul are termen de pronunțare imediat după ziua mea, pe 5 aprilie. Poate o să-mi fac o surpriză plăcută și o să fie un succes. Asta rămâne de văzut, pentru că nu avem de unde să știm. Așteptăm pronunțarea în acel dosar. Și vorbeam despre documentele pe care le-am livrat colegului dumneavoastră, lui Vali, unde se arată clar acolo. Deci medicul de familie, ce o cunoștea foarte bine pe doamna respectivă, spune că nu a avut niciodată în istoric trombocitopenia respectivă și o altă afecțiune. Iar documentul din Germania, că tot am făcut trimitere către el, spune că există legătură sau relație, de fapt, cu vaccinarea, că, mă rog, înțeleg că Ducesa e cu AstraZeneca, aici noi avem BioNTech, Pfizer-ul. Pfizer-ul se pare, și dacă faceți, i-am mai îndrumat pe telespectatorii noastre, să facă o putare portalul instanțelor. O să rămâneți uimiți de câte dosare au fost deschise. Și oamenii se întreabă, doamne, dacă eu n-am avut nimic până în momentul respectiv, m-a pocnit vârsta sau m-a pocnit vaccinul? Și este o întrebare la care, ar fi trebuit să ne răspundă Guvernul României, Ministerul Sănătății și multe alte instituții de stat. Stai, mă, Marius, un pic. Uite, o întrebare din public și e justificată a domnului Pireanu. Și cum rezolvă instanța problema asta? Nu înțeleg întrebarea. Păi cum rezolvă instanța problema asta? Eu pacientul dau în judecată statul. Înțeleg ce nelămurire are domnul Pieleanu. Păi, dar nu-i vina mea dacă nu înțelegeți. Certați-mă, ce legătură are instanța cu o evaluare cu caracter medical? Care să coreleze cauza și efect. Acordă niște daune dacă tu dovedești cum că și cum ai dovedești victima și unui cum vaccin. Dovedești asta? Un vaccin liber consimțit. Sunt probate. Stați liniștit că sunt. Ceva m-a păgubit, indiferent de ce natură, o să acolo și am o problemă cu X, Y sau Z. Atâtea cauze sunt în țara asta care trebuie apărate, domnul avocat. Pe așa, bune. Și care problema? Să nu și apere clienții sau care e ideea? Ești tu fără vaccinare, dar care e ideea? Nu există niciun fel de studiu la nivel internațional care să coreleze astfel de lucruri. Dacă vorbiți la om, nu se mai înțelege. Nu există așa ceva. Ai dreptul omului de apărare în stația. Eu pacientul consider. Întrebarea este cum rezolvi speța asta. Pentru că, pe de-o parte, și aici Marius are dreptate, vaccinul a fost liber consimțit. Ai semnat că ești de acord să ți-l facă. Da? Ai semnat. Domnul Cucuriț, eu am făcut vaccinul. Trei ture, da? De fiecare dată am semnat că sunt de acord. Da? Că am luat la cunoștință de 2 la mână, presupunând că mi-a făcut rău, sau că eu consider că mi-a făcut rău, da? Cum demonstrez eu că rău ăla pe care mi l-a făcut, mi se trage de la doza de vaccin pe care mi-a dat-o. Haideți să dăm puțin timp înapoi, acum vreo 5 secunde. În primul rând, consimțământul este unul informat, asta ne spune legea sănătății publice, dar legea sănătății vorbește despre un consimțământ informat. De acord. Eu mi-aduc aminte că la amărâta aia de doză pe care am făcut-o, mi-a pus o fițuică, toți erau cu măști, cu capoade pe ei, cu mai știu eu ce,
și mi-au dat o fițuică pe care am semnat-o. Sigur că era consimțământul meu, pentru că altfel nu-mi dădeau voia, nu-mi făceau vaccinul. Asta nu înseamnă că era și informat. Deci acolo a plecat cel mai mare malpraxis al tuturor timpurilor. Bun. Și eu nu cred că pe prospecte scrie pe la un vaccin că provoacă cancere. Spune de chestii că cardiovasculare. Păi, Marius s-a întrebat ce are dreptate. Cum demonstrezi tu că acel cancer? Și atunci chiar dacă tu m-ai informat că cum demonstrezi tu? Cancerul nu era printre ele. Cum demonstrezi tu în fața judecătorului, indiferent cât de exclusiv e avocatul Bucurii, că acel cancer ți-a fost provocat de vreo niște expertize medicale? Medicii care m-au tratat, expertiza medico-legală. Nu știu, poți să te adresezi unor institute din străinătate să-ți facă... Hodaru care întâmplarea face să mai citească, că nu prima dată așa... Cine? Domnul Hodaru. Pare că nu e chiar așa de greu să decidă, pentru că au fost acordate deja despăgubiri pentru efectele secundare. Lasă-l, bă, să vorbească, nu-l mai întrerupe! Că parcă faci intenționat să nu se înțeleagă nimic din chestia asta. Am înțeles, tu ai o opinie. Dacă întâmplător are cineva o opinie altfel decât a ta, trebuie să-l burezi toată emisiunea. Opinia, asta încerc să fac. Păi lasă-l să vorbească, l-ai invocat pe Ciuhodaru. Ți l-am dat pe Ciuhodaru, ascultă. N-am formulat întrebarea. Vă rog, domnul Ciuhodaru, și după aia vă rog să-i și răspundeți întrebările. Păi, dar n-am formulat-o, asta încerc să spun. Domnul Ciuhodaru începuse să vorbească. Politicos e să-l lasă să-și ducă ideea până la cap. Dacă vă rog, domnul doctor. Nu vreau să spun că domnul Pileanu nu mă pot... Dar să știți că deja au fost formulate decizii ale instanței pe așa ceva. În Marea Britanie s-au oferit despăgubiri pentru victimele decesele legate de vaccin și nu numai în Marea Britanie. Și acolo se bine cu echipe de experți, cam și în Statele Unite. Chiar vorbeam cu un prieten din Statele Unite. Fiecare echipă, avocații, instanța, producătorul de vaccinuri, vine cu argumentele necesare în așa fel încât să se clarifice o astfel de problemă. Iar trombozele, cel puțin, au fost incriminate și au fost sancționate de instanță și s-au acordat despăgubiri în mai multe cazuri. Dacă mai țineți minte, Vicky Schmidt sau nu știu cum îl cheamă pe celebrul rocker care a murit în Marea Britanie, familia Logonica mai precis a primit despăgubiri pentru așa ceva. Deci există posibilitatea tehnică, dacă vreți. Asta mă întreb, tehnic vorbind. Să spunem că dumneavoastră faceți parte dintr-o echipă cu domnul Cucuriș. Dar domnul Cucuriș pledează cauza unui avocat și apelează la serviciile expertului Ciuhodaru, medic de profesie. Da? Cum face medicul Ciuhodaru sau orice alt medic corelația între boala care a apărut, cancerul, turbo sau nu, și doza de vaccin care a fost administrată cu consimțământ informat sau nu? Domnul Ciutacu, dacă faci tromboză de sinusuri la nivelul craniului, la nivel cerebral, după ce ți-ai administrat vaccinul la câteva zile, este foarte probabil că aceste lucruri să fie corelate cu așa ceva. Și atunci intervine expertul de medicină legală, se corelează cu starea pacientului, a avut sau nu a avut antecedente patologice, ce investigații, pentru că este foarte clar că în acel moment ceva s-a întâmplat. Dar nu e cancer. Domnul Ciuhodaru, nu e cancer. E tromboză de care spuseră-ți dumneavoastră. Gata, o secundă, că noi n-am susținut nicio tipă de treabă. Să poate vine cu expertiza medicală și în momentul în care argumentele celor care vin în acest domeniu arată cauza declanșatoare, evident că este dificil în astfel de situație. O să-ți explic. Dar este dificil fără discuție și trebuie probabil foarte multe corelații statistice, dar mai este un lucru pe care l-am remarcat, domnul Ciuhodaru. Când am cerut să fie o evaluare pe termen mediu și lung, ar fi fost normal să fie, apropo, de așa ceva. Că era practic un produs cu autorizare condiționată de punere pe piață. Pot apărea oricând noi și alte efecte secundare. Iar partea cu consimțământul informat în contextul în care vii cu pașaportul verde și condiționezi întreaga existență de la leagăn până la mormânt de existența unei patalamale care doar arată că te-ai vaccinat, nu că ești imunizat, nu că nu transmiți, că am văzut că după aceea au spus că nu împiedică transmiterea. Lucrurile sunt foarte clare din acest punct de vedere. Și evaluarea corectă pe bază de expertiză medicală, a tranșat și vedeți, sunt instanțe care au dat deja decizii în așa sens. Așa că nu există că nu se poate. În România există, domnul Cuculis, în România există vreun caz în care instanța a acordat despăgubiri de când a început toată nebunia asta? Pe motiv de vaccinare? Pe 5 aprilie o să aflăm răspunsul la această întrebare. Că este albă, că este neagră. Vreau să vă mai spun ceva. Vă rog. În domeniul medical, sarcina probei în anumite situații, cum este și aceasta, este răsturnată. Ce înseamnă că este răsturnată? Nu trebuie să vin eu să fac dovezi multiple,
ci tu pe tine, pe care te acuz că, mă rog, din pricina produsului tău s-au întâmplat niște lucruri, trebuie să vii și să-mi aduci la cunoștință și să aduci la cunoștință instanței că ai făcut un studiu, vezi 90 de milioane de oameni și din studiul respectiv lucrurile erau în regulă. Deci, pe lângă faptul că există documentele la care am făcut trimitere mai devreme, există în anumite situații, că sunt mai multe dosare, în diferite stadii de evoluție, bineînțeles, unele sunt cu expertizele care au fost dispuse și încă se fac la INML, unele s-au judecat doar pe baza probelor obținute de către noi din România și Germania, deci diferite etape. Dar sarcina probei, să știe toată lumea lucrul acesta, este, la producător. Și mai mult decât atât, nu doar producătorul trebuie să vină și să ridice două degete și să spună ce s-a întâmplat acolo. Vă tot repet și de fiecare dată când vorbesc despre subiectul ăsta, vi-l aduc aminte pe domnul Cățu cu câtă nonșalanță să ne povestea că vaccinul este foarte sigur. Dacă ni se spunea, voi vezi că are și efectul ăsta advers, efecte adverse despre care se știa de la bun început. Că nu vă închipuiți că oamenii... Nu mai consumai nici 10% din cât ai consumat. Era antivaccinist atunci. Noi ne uitam la televizor, la niște spoturi pe care televiziunile erau obligate de către CNA să le ruleze, nu că ar fi vrut, și toată lumea părea că este, domne, gata, ăsta este finalul pandemiei, dacă le rezolvă... Ca să fiu mai exact, televiziunile erau obligate să le ruleze gratis. A, și gratis. Bun. Așa, dacă... că tot ne acuză lumea că ne-am îmbogățit pe pandemie. N-am avut norocul ăsta. Dar vin imediat. Pentru că vreau să mai adaug ceva în această discuție. Un alt argument. Și fac apel la expertiza medicului Mircea Beuran, cu care am stat de vorbă despre, spre exemplu, alimentele care provoca cancerul, dar și ce ajută pentru prevenția în această boală. Ascultăm pe domnul Beuran și continuăm dezbaterea. Am o observație vis-a-vis de grătar. Grătarul, dacă este folosit prin înțeparea cărnii, se scurge conținutul și se produce o arsură a cărnii. Arsura aceea, să știți că este cancerigenă. Foarte mulți le place a mânca consistența aceasta arsă, dar nu este bună. Cum nu este bun nici uleiul folosit, da. Și cum nu este foarte sănătos să mănânci un volum de carne în zilnic ca și stare de consum și să-ți refaci partea energetică. Echilibru dintre proteine de care ai nevoie cu legume, fructe care aduc săruri minerale, vitamine, melanjul acesta în tubul digestiv trebuie să fie permanent. Din dialogul meu cu bolnavii, pentru că există o curiozitate vis-a-vis de bolnavii care vin cu tumori de la esofag până la canalul anal, un procent important, să știți că vin din familii de canceroși. Adică părinți ereditar, sau bunici, nu? Care au avut. Deci are un impact ereditar. Aici aș recomanda ca aceste familii care știu trecutul, deci familiilor din care provin, le recomand să își facă screening pentru anumite tipuri de boli, pentru că există control. Deci mai există încă un element introdus în ecuația asta, alimentația. Cum demonstrez că nu-i de la alimentație? E ce vreau să spun. Instanța, când vrea să se lămurească cu privire la niște acuzații, apelează la experți. Experți poate să fie orice persoană care este calificată într-un domeniu, pentru care e consultat. Dacă tu, parte care ai acuz că din cauza vaccinului ai suferit o boală de orice natură și ai niște medici care sunt convinși și spun instanței asta, da, eu l-am tratat, îl știu de dinainte că era sub observație, dau un exemplu. Da, da, da. Și nu putea să aibă decât aia. Acolo, uite, am citit și niște studii că acest vaccin are o incidență, să spunem, de 5-10% de cancere. Cam toți cei care s-au vaccinat au niște cancere în foarte scurt timp. Și poți să-i creezi instanței convingerea că asta este adevărul. Nu trebuie să fie un adevăr absolut, că instanța judecă pe probele care le administrează și atunci ajungi la o soluție cu niște medici care pe de altă parte în invocarea... a apărut astăzi un studiu care îți spune, e făcut așa. E adevărat că în Statele Unite că ea fac studii, care spune că noi facem incidența cancerului la nivelul populației Statele Unite este de 40%. Deci se așteaptă ca 40% din americani să
aibă și aici e încă o problemă. Îi spunem cancer, dar de fapt e o noțiune, asta e o noțiune de secol 18-19. Acoperă de fapt sute de forme de manifestare. Tăpul, da. Da, deci cancer noi îi spunem că așa a rămas. Bun, Dani, și acum te întreb eu. Să nu uităm că după pandemie incidența cancerului a crescut alarmant. Astea sunt statistici oficiale. Cum ne lămurim? Sau aproape s-au dublat cancerul. Cum ne lămurim? Am înțeles. Cum ne lămurim? Noi ducem o viață sănătoasă, nu există poluare, facem tot posibilul să trăim sănătos. Dar stai că le existau și înainte de vaccinare. Viața sănătoasă. Nu știu dacă te uiți în ultima vreme cum i-ai mănânci București. Fără pesticide, că da? Discutăm. Sunt de acord cu tine, dar cum ne lămurim noi? Câți din cei 40% se îmbolnăvesc din cauza vaccinului. Dezbaterea în instanțe, care are expertul mai bun? Care are expertul care mai dau un exemplu? Instanța poate să-l întrebe pe ăsta cu vaccinul, da? Domnul, dar tu ai testat astea? N-am testat. De ce n-ai testat? Că Ursula von der Leyen de la Bruxelles ne-a cerut repede să le facem și să ne asumăm. Dar ce e corect? Dar omenirea întreagă a știut că nu se testa. Statele răspundere. Și atunci instanța, și eu ca judecător, a spune, da, ai pus asta? Bă, băiatul, ești din start prezumtiv vinovat. Mai vin doi experți, doi medici care m-au tratat și spun că eu m-am îmbolnăvit după, imediat la scurt timp și eu eram foarte sănătos înainte și ai motive să dai despăgubiri. E foarte logic. O să mă inserez și eu. Te rog. Deci acel doctor de la noi, mai puțin probabil, din Statele Unite unde research, care va descoperi o relație cauzală între vaccin și producerea unei boli de tip canceroasă, așa, va lua premiul Nobel pentru medicină. Deocamdată nu există niciun studiu. E așa complicat. Doar o secundă, păi nu, Răzvane. Cine să le facă așa? Răzvane, da, dar știți ce bani au ăștia? Răzvane, lasă-mă și pe el. Nu-ți convine ce zice pe el? La asta nu țip. Asta nu e o soluție. Nu suntem de acord cu oralt, îl întrerupem. Doamne ferește, vă recomand. Domnule doctor Ciuhodaru, încercam nu să vă critic, ci să vă recomand. Că am văzut că aveți obiceiul să citiți, ceea ce nu e rău. Ultimul studiu al Institutului John Hopkins, cel mai mare institut de breast cancer din lume, și care a concluzionat, simplu, că incidența cancerului și cauza cancerului are un singur nume. El se cheamă ghinion. Credeți-mă, vă dau linkul. Asta e fatalistă, mă. Vă dau linkul să citiți așa ceva. Necazul meu personal a făcut că, din nefericire, dat fiind nivelul medicinei oncologice românești, care este de secol 19, a trebuit să citesc eu pentru a afla eu anumite lucruri. Că am fost nevoit. Sigur că a trebuit să mă duc la New York pentru asta. Dar am și adus cărți de acolo. Haideți să nu ne jucăm cu o boală înfiorătoare. Să nu ne jucăm. Hai să ne preocupe mai degrabă să dezvoltăm programul de prevenire a cancerului. Care este... Deci să nu mai inventăm cauze care nu sunt încă nici măcar minimal cercetate din vedere științific. Haideți să ne ocupăm de asta. Și sigur veți avea un loc onorabil în lumea medicală românească. Haideți să ne ocupăm de chestiunile astea. Nu există o corelare. Nu poți să trasezi tu prioritățile. Am sugerat. Imediat. Nu poți să trasezi prioritățile unui om. Și domnul Rafila vrea să plece la Bruxelles. Nu mai are chef de medicină românească. Și ce treabă ai tu cu Rafila? Păi dânsul trebuia să facă programul de prevenire a cancerului. Da, mă, da. Cura e stresat de faptul că Cârstoiu își părăsește meseria. Tu ești stresat de faptul că... Nu ne vă freacă grijă de carierele tuturor, mă, dar nu vă vedeți de treburile voastre. Nu ne vedem de treburile noastre. Dar vrem să avem un mediu medical în care programul de prevenire a cancerului să funcționeze, să nu mai avem o incidență nu să l-ai prea curând de îmbolnăviri în fiecare săptămână. La fel nu poți să faci programul unui om care se consideră lezat în sănătate sau în ce vrei tu. Aici. E ok. Omul e liber să se adreseze instanței. N-am o problemă. Îl sună pe cucul, îți face un contract cu el și îl dă în judecată pe producător. Da. Sau pe statul român care a băgat. Dar știință și medicină nu. Vreau să remarc... Știința și medicină nu se judecă în instanță. Îți dau o veste. Păi asta ce să spun. Asta am spus și eu. Să remarc ceva cinic. În primul rând că după explozia asta de turbocancere, că sunt totuși diferite ca formă galopantă, care pot avea sau nu pot avea legătură, rămâne de stabilit, totuși cercetarea științifică e în continuă dezvoltare. A apărut tot Pfizer cu BioNTech, au venit cu tot felul de soluții miraculoase pentru combaterea cancerului, să vedem dacă funcționează. Ceea ce mă tem e că vor fi prezentate la fel de înșelător cum a fost prezentat acest vaccin.
Încă din concepția sa, din documentele de care vorbea Răzvan Savaliuc, în care se spune clar că nu și asumă Pfizer sau BioNTech niciun fel de răspundere pentru posibile efecte adverse. Încă o chestie cinică pe care am remarcat-o în platou este că se vorbește despre faptul că nu poate fi făcută vreodată vreo legătură, ceea ce îmi confirmă ideea că s-a creat un fel de asasin perfid și cu cât trece mai mult timpul de la vaccinare, evident, nu o să mai facă nimeni astfel de legături și o să sesizăm că a crescut rata de diferite boli suspecte și rata mortalității și nu o să ne gândim la asta. Să știi că eu sunt mai optimist. Vaccinurile, unele din ele au schimbat ADN-ul și cândva vom ajunge foarte aproape, zic eu, la momentul în care doctorii vor spune cu precizie pe baza unor teste, ție-ți tu numai ADN-ul uman care îl aveai la naștere, că ți s-a modificat. Vom ajunge și în faza asta, sunt convins. Și atunci va fi dovada nouă pentru toți că vaccinul nu putea fi modificat, decât, ADN-ul nu putea fi modificat decât prin vaccin. Vorbim de o tehnologie nouă, tocmai de aceea trebuia studiată foarte, foarte mult timp, ca să vedem dacă există. Iată, iertați-mă că vă spun. Am vorbit de 100 de ori la emisiune de treaba asta, de studiul făcut pe 90 de milioane de subiecte, acum depunit cu capul. Unde? 90 de milioane. Arătați-ne și nouă, domnul Cuculescu. Păi nu, noi suntem milioanele alea, despre asta vorbește domnul avocat cu. Păi exact! Exact, noi suntem. Deci, practic, a fost un uriaș studiu clinic. Nu-i studiu. Studiu e momentul în care monitorizezi... Mă iertați, așa a fost prezentat studiu. Așa a fost prezentat, a fost studiu. Este evident că n-a fost... Toți știm că n-a fost vreme de studiu clinic pe chestia asta. Toți și-au asumat chestia asta. Toată lumea care s-a dus și a făcut vaccinul a știut chestia asta. Să ducă la pușcărie aia care și-au... Da, ai fost condiționat. Aia care i-au spus omul ăla, obligația lui care nu am să ducă la pușcărie. Da, dar omul ăla care după pandemie, domnule Fifor, s-a prăbușit în loc să își mențină sistemul. Are tot dreptul să-și caute, mă rog, dacă e în viață, sigur că da. Corect. Exact. Adică... Problema este că toate aceste reacții care se adună de la an la an sunt partea unui uriaș studiu clinic de care vorbește, dacă vreți, metaforic domnul avocat Cuculis. Despre asta e vorba. Ironia sorții face că acest ARN mesager era destinat cercetării împotriva cancerului. Da? Și iată că provoacă, sau cel puțin era destinat, se folosește. Corect. Există acele... Eu cunosc om care, o colegă care a supraviețuit pe baza cancer pe baza acestui tratament. Și eu am văzut-o și cum era așa și cum e acum. Deci nu e ceva... E destul de relativă toată treaba asta și probabil că e nevoie de încă foarte mult timp ca să se poată ajunge la o concluzie științifică foarte bine fundamentată. Mai alegem Ursula încă o dată, șefa la Comisia Europeană. Tot timpul ne ducem în politică. Nu, acum e cu arme. Acum vorbim de viață și de moarte. Chiar o chestie dirijată politic la nivel global. Poate ai uitat cum se murea în primele luni. Ai uitat cum se murea? Toți am fost șantajați la nivel de simplu cetățean că dacă nu ne mai vaccinăm, nu mai avem voie, nu mai nu știu cum. Eu mi-am adus și acum aminte imagine din Bergamo, de listele speciale de vaccinare. La coadă, dricurile. O, da? Că pe ei duc, ei fiind catolici, și eu când scriam pe Lumea Justiției, dădeam opinie unor medici că sunt periculoase vaccinurile, Comitetul Arafat îmi dădea somații, vă închid site-ul dacă nu retrageți imediat articolele. Da, alea erau abuzuri. Abuz. Păi dar dă-l mă judecată, că tot ai talent. Care făcea apologia vaccinării. Una, păi da, era șeful la vaccinare, era nu la să facă apologia vaccinului. Una peste alta, domnul, dezbaterea asta e fără de sfârșit, o vom continua edițiile viitoare. Până atunci, însă, în doar 10 secunde, veți afla cum decurge circul șoșocarilor în continuare. Domnilor și domnilor, povestea continuă. Soțul Silvestru a fost astăzi să depună în instanță actele necesare declanșării divorțului de încă soția sa, Diana Șoșoacă. Până s-o pronunța judecătorul, faimosul cuplu își continuă disputa publică, învăluit într-un șuvoi de invective. Hai să-i auzim. Este plin de ură. S-a făcut o pagină de Facebook care se numește Primul Domn al Țării. Se consideră patriarhul partidului SOS România. Are tendințe megalomanice, ceea ce înseamnă că are grave probleme pe care ar trebui să și le rezolve în altă parte. Nu voi permite niciodată în partidul SOS România vânzarea de locuri, așa cum face PSD-ul AUR și cum a făcut domnul Șoșoacă, din cauza căruia
A trebuit să suport amenințări din partea unor oameni. Ai avocat de 28 de ani, înseamnă că ai lucrat la grădiniță. Am vândut pe naiba locuri. Unde să vând locuri? Care locuri când ea era singura cu ștampilă și cu semnătură? De unde să vândă și cine putea să vândă locuri în afară de ea? Trăiește într-o lume paralelă? V-am spus că e mitomană, v-am spus că e bolnavă psihic, v-am spus că mi-am bătut copiii, mama și nu știu ce. Mă, ce probe are ea în instanța aia? Că a spus că a făcut 1000 de plângeri penale. Hai mă să ne arate și nouă una dintre ele. S-a demonetizat mai bine, spunând plângere penală, plângere penală. Se face de rușine. Nu o să mai fie nimic de capul ei. E ultimul an al ei electoral. Extrem de violent. Așa, extrem de violent și în prima căsnicie și în a doua. E o mincinoasă notoria. Pe data de 24 februarie a fost una dintre probleme pentru că dânsul a încercat să vândă partidul SES România către PSD pe modelul lui George Simion de la AUR. A încercat să vândă funcții în partid și am avut nenumărate probleme cu oameni, inclusiv cu un director adjunct de la SRI cu care s-a întâlnit și care i-a promis domnului Silvestru Șoșoacă 1 milion de euro pentru postul de președinte al sectorului 1, organizației sectorul 1 și care trebuia să candideze la primăria sectorului 1. Prevăd niște spume la gură, șterse cu dibăcie de către actuala mea soție. Din păcate, soțul meu a decedat, iar eu sunt văduvă. Doamna încă Șoșoacă, încă poartă, din păcate, numele meu. Vă va lua numele de Șoșoacă, credeți? Nu are cum. Șoșoacă sunt eu! Vreau să se întoarcă, repet, cât mai repede la numele de Macovei. Un mort nu poate să-ți ia numele. Domnul Șoșoacă a scăpat de o condamnare cu închisoare violentă a lui, pentru că non-stop, la toate manifestațiile, oamenii îl țineau efectiv împotriva polițiștilor și a oamenilor care de foarte multe ori erau inclusiv împotriva lui cu invective. Nu mare mincinoasă. Toate șantajele sunt făcute de acest domn Silvestru Șoșoacă. Absolut toate și dețin dovezi care au fost depuse la parchet. O speluncă de bărbat, un grobian, un mitocan efectiv, care nu știe nici măcar să-și respecte propria mama pe care a și pocnit-o și a bătut inclusiv copiii. Pentru acest lucru are plângere penală. Mama ei sau mama mea? Vă spun că n-am bătut niciuna din ele, nici mama, nici soacra, nici nimic. În schimb, pot să vă spun că ea e acertată cu lunile de zile, cu soacră mea, pentru că nu se suporta una pe cealaltă. Este un om care își bate joc de absolut tot. Așa a fost plătit să-și bate joc de partidul. Cineva vă amenință că va da poze cu dumneavoastră din duș. Mortul. Ultimii ani trăiți în familia asta, pentru mine, nu au fost chiar buni. Pentru că de când a intrat în Senat, Diana, după cum știm și știm cu toții, și-a schimbat comportamentul în rău. Eu nu vorbesc cu gros. Eu sunt un om politic recunoscut la nivel internațional. A devenit o persoană insuportabilă. Ea doar face niște fotografii, își primește niște flori, face câte un TikTok, câte o fotografie cu cineva și apoi pleacă. Dar după aceea ea rămâne aceeași persoană disgrațioasă. M-a sunat la 1 noapte și m-a amenințat. M-a spus să fie ca o ghiola ea. Au fost niște reproșuri. Minte, minte ca orice individ care poate doar atâta să facă. Au fost niște reproșuri. Și atât. Ia zi-mă cum te-am amenințat. Ia pune înregistrarea. M-a acuză el pe mine că am eu vreo problemă cu Diana Șoșoacă sau că sunt eu la Iași. Să ce mă tu faci mie traseu în țară? Eu mă duc unde vreau și când vreau și cu cine vreau. Am râs de el cât de prost este. Vasile Stuțurică îl știe toată lumea. Bine, îl cunosc sub alt nume. Celebru Vicențiu Lazarus Luis. Așa îl cheamă, Vicențiu Luis. Nu știu de ce și-a schimbat numele ăsta. Țuțurigă era destul de ok, nu? Acum e foarte celebru și cu numele de Vasile Țuțurigă. Cât timp te bagă în cazan mama și te botează cu numele de Vasile, de ce ți-ai schimbat numele în Luis? Sicatul de naștere, atât. Nici o altă probă. Habar n-ai pe ce lume trăiești, mă. Ăsta nu mă face pe mine amețit. Să vă spun eu ceva. Pe crucile și pe mormântul mamei lui, tatălui lui și bunicilor la care am fost, bineînțeles, împreună cu el, n-a scris nicio secundă Lazarus. Scriau altfel de nume. Nu m-a chemat niciodată Vasile. Pe mine mă cheamă Luis Vicențiu, astea sunt numele mele de botez. Asta e o invenție infectă pe care o flutură ca și cum ar fi vreo acuzație. Eu n-am făcut absolut nimic. Diana a făcut și a dat seama de dușmanul din patul ei, domne. Despre asta e vorba.
și l-a pus pe liber. Omul ăsta nu a muncit de 5 ani absolut deloc. Omul ăsta nu are niciun fel de studii, nu are o facultate, nu are nimic. De 5 ani n-a avut un job, a stat numai pe spatele ei. Nu, eu nu știu de la ce s-au luat, dar unde au ajuns la, de la principii, nu știu că este înțeleptul meu producător, dar... Deci, nu știu. Vă dați seama dacă ajunge Șoșoa ca președinte, cum o să fie? Asta mă gândesc, asta mă gândesc. Chiar o să fie o țară veselă. Dar ce o să fac? O să persecute cu procurorii pe Silvestre sau ce o să facă dacă o să ajungă? Îi retrage cetățenia. Îi retrage cetățenia. Cel mai simplu, și dar Lazarus, și numele. Și Lazarus premier, nu? Dar am zis, discutam, eu zic să-și pună prenumele Șoșoa, că s-a închis discuția. Că poți să-și pună cum vrea. Da, și să-și cheme, doamna, să cheme Diana Șoșoacă Macovei. Da. Nu? Să întoarce numele Șoșoacă, de Macovei? Da, Linioară Macovei. Diana Linioară Șoșoacă. Sau Șoșoacă de... Diana, că Macovei. Marius, domnului ajută... Lazarus va merge la Bruxelles. Merge? Merge și locul 2, la 8%, că se califică domnul. Păi dar, zici tu că au 8%, mai au 8%? La 5 au deja 2, nu? Că tu, la 5 au 2, că intri cu... La 8 au 3. Tu ai mai măsurat după ce a început Iureș? Nu, a afectat. Nu, e tot acolo. Asta întreb, adică ajută sau încurcă la ceva povestea asta? Nu ajută, nu. Dar în ce familie europeană? 7-8. Familia Șoșoacă. Da, chiar în ce familie europeană se duc? Familia Șoșoacă. La el, nealiniați sau cum le zice la el? Că sunt unii care... Să găsești locuri pentru toți. Nealiniați, neafiliați. Că la creștini democrație nu cred că merge pe ăsta. Ba merge, că am văzut că e cu morminte, cu schimb. Nealienați. Eu am o chestiune, nu știu, sunt pe vechi. Asta nu sunt cumva chestii de familie. Adică, așa mi se păreau și mie, dar era, da, e politică, la sunt de familie și de partid. Scandalul public a fost după ce l-a suspendat Diana pe Silvestru, dar în funcția de partid. Și după aia l-a gonit de acasă. Adică întâi a fost suspendarea. Au coborât la lucruri care nu se spun, nu prea... Iartă-mă, dar ție ți se pare că Diana Șoșoacă a urcat foarte mult la lucruri ca să coboare acum la lucruri în decursul carierei politice? Avea un discurs filozofic și el a stricat bărbatul. Da, exact. În aula Academiei ți s-a părut vreun moment? Adică nu sunt chiar așa de principial, nu despre asta e vorba. Dar simpatici, este o limită, știi, totuși, unde nu Marius, te duci mai... Simpatici, să-și din urmează fotografii, să-și dea reciproc la televizor. Păi nu e că povestea aia, ci că e inventată aia cu inventat filmarea doamnei Șoșoacă la Dumnezeu. Adică, totuși. Plus că domnul Șoșoacă mi-a spus cu delicatețea care îl caracterizează că n-aveau baie atât de mare încât să intre doi la duș. Și o cameră. Asta e răutăcism. Nu. Păi răutăcism, aia am spus și eu, domnul Isar. Că l-am și întrebat, bă, da, când ai luat-o era mai mică? Și cine care merge de la ei? Cine merge la Bruxelles? Păi nu Șoșoacă cu Lazarus? Știu, păi dar habar n-a, că deocamdată nu s-a anunțat. Până acum Diana Șoșoacă, de principiu, a spus că ea va candida la primăria municipiului Iași, la europarlamentare și la președinția României. La primăria municipiului Iași va crea deranj. Zici că da? Bine, la nu știu dacă acolo este pe lacea. Nu, e deja doamna Cozet acolo, și îmi pare rău. E și Cozet Chichirău și Cozet. Nu e rău văzută nici Cozet, ci e și Alianța. E derby, e Final Four. E Cozet, e Cozet, e Diana, e Chirica și ăla de la PSD. Da, nu mergeți împreună, mergeți separat la Iași, parcă. Sunteți separat la Iași. Deci e Final Four. Nu e derby. Va fi interesant, eu zic că merg urmă. E ca la Champions League la basket. PSD-ul este pe locul 4 acolo. Ce mai băuzit pe se devise pe locul 4 la Iași. Nu te-ar surprinde. Nu, e centru universitar, e mai complicat la Iași. Păi da, centru universitar mare. Aoleu, am uitat că și Reziști trebuie să aibă, că doamna Cozet nu e de la Reziști. E pe compropriu. E compropriu și e și USR-ul separat, Forța Dreptei. Deci e Final Five, nu e Final Four. Da, va fi interesantă lupta la Iași. Și au... Deci, credeți-mă, la Iași va fi mai interesant ca la București. La București e închisă. Da, la București deci, e aproape rezolvat. Vă rog să vă oferiți să organizați dezbatere. Deci, la Iași dezbatere, nu? N-am înțeles de ce. Dacă vrei să fii apogeul carierei tale, acolo trebuie să duci. Mă duc până la Iași cu avionul. Cu avionul. Sigur că dacă plec, sigur că dacă plec cu taromul, risc să ajung după ce se desfășoară alegerile. Da, mă rog. Uite, Mugur Mihăiescu ar fi fost un bun candidat AUR la București, nu la Slatina, unde s-a dus el. Bă, Mugur a mai candidat toată la București și n-a băgat nimeni în seamă. Da, dar n-avea partid, acum are partid. AUR. Așa. Și da, zici că ar fi avut șanse aici? Păi, nu păi e rău AUR-ul prin Mugur a încercat-o pe Craiova, la el acasă. Da, dar la o părănenea asta care nu știe Renache, nu știe nimeni. Și ea sub partid. Ea sub partid ăsta? Da, păi nu știe. Nu știe nimeni. Păi, nu știu, nici, poate. Nici Simeon nu prea cunoaște. Enache și mai cum, că nu mai știu. Ba da, Simeon nu cunoaște bine. Bine, atunci să știe doar el. Păi, cine va asta?
Nu zic mai mult. Deci, domnul Savary, principial vorbit, divorțul ăsta poate să dureze de la 7 până la 10 ani, cum zice doamna Șoșoacă? Nu, cred. Nu. Nu? Dar eu ți-am mai spus. Eu nu... Și că tu crezi că s-a întâmplat? Rămâne cu numele ei. Asta am înțeles. Îi va da dreptul ăsta. Dar de ce? Dar nu-i numele ei. Nu are dreptul ăsta. Păi dar l-a dobândit prin căsătorie. Dacă nu era Silvestru, nu mai exista Șoșoacă. E adevărat. Da, dar a devenit de notorietate publică. E așa, e cunoscută și s-ar crea prejudiciu. Păi asta e în stare să ia numele lui Șoșoacă, lui Silvestru. Eu dau un scris că rămâne Diana Șoșoacă. Deci rămâne Diana. Bine că nu vrea să rămână Coca-Cola sau Pepsi Cola. Eu dau un scris că rămâne familia tradițională Diana cu Silvestru Șoșoacă. Zici că se împacă? Zici că se împacă? Are dreptate, domnișoara. Doamne Dumnezeu, deci vreau să fiu eu alesul, domnule, eu vreau să vă prezint din nou, nu știu, slujba, petrecerea de împăcare, spuneți-mi dumneavoastră cum vreți, mai simți eu onorat să fiu parte la acest Marea Unire. Să vezi pe Diana Șoșoacă cu Silvestru Șoșoacă la Europarlamentar. Corect, pe primele două locuri, da? Doamne ajută, Doamne. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine această seară. Mulțumesc și familiei Șoșoacă pentru spectacolul pe care îl oferă în fiecare seară. Și mulțumesc și Luminiței Marinescu, care răbdare să dă legătura. Bună seara! Bună seara, Victor! Bună seara tuturor! Revin în scurt timp și vedem angajat la ambulanță găsit carbonizat în mașină cu detalii. Revin la fix. Vedem și durere imensă la căpătâiul studentei ucise de iubit. Cum s-a năpustit criminalul cu două cuțite asupra fetei? Motivul șocant al atacului. Ce au spus medicii legiști? Vedeți la fix când vedem și o lovitură dată de judecători. Primarul fugar, tupeul primarului penal după ce l-au închis cu un proxenet. Pe de altă parte, disperarea femeii care nu poate da ocupanță afară din casă. Ordinul de evacuare semnat intrușii nu vor să plece. Și vedem un caz cu tremurător, copil de doar 2 ani mort după ce a băut substanță toxică. Pe de altă parte vedem și o învățătoare filmată când urlă și jignește copiii. Cu mai multe informații, dar și alte subiecte la fix, vă aștept!